De sâmbătă 30 august, noua echipă a Săgeții Năvodari va declanșa marșul spre o nouă promovare. În preambulul meciului din etapa inaugurală, cel de pe teren propriu cu ACS Berceni, clubul dobrogean a organizat o conferință de presă. Au fost prezenți antrenorul principal Cătălin Anghel și jucătorul Răzvan Damian. Tehnicianul năvodărean a vorbit la început despre obiectivul echipei sale, care abordează sezonul cu 19 jucători noi în lot. Avem, domnilor, o echipă nouă. Avem cel puțin 19 jucători noi și nu este ușor să facem o echipă omogenă, însă în toată această perioadă de pregătire eu cred că am reușit cât de cât să creăm niște relații de joc. Avem un obiectiv foarte greu de realizat, însă eu personal vă spun că am încredere în tot ce înseamnă colectivul de la Săgeata Năvodari. Referitor la meciul de sâmbătă cu Berceniul, tehnicianul este categoric. Ne dorim ca, normal, sâmbătă să obținem victoria și, dacă se poate, să vină în urma unui joc bun, care să ne dea și încredere, ar fi extraordinar. Venit în această vară la Năvodar de la Corona Brașov, fundașul central Răzvan Damian își dorește un debut fericit la noua sa echipă. Primul meci, primul hop este sâmbătă, potriva la o echipă bună, experimentată. Cum a zis și mister, sperăm să ne facem jocul și la sfârșit să ne bucurăm cu toții, să bucurăm și publicul. Meciul Săgeata Năvodari ACS Berceni se va disputa sâmbătă 30 august de la ora 11 pe stadionul Flacăra.